întâmplă, dar sunt piesele astea care stai respirația la propriu. 6 ani de pauză cred că au fost suficienți pentru Rihanna, cu siguranță pentru fanii artistei din Barbados chiar au fost suficienți. A revenit cu atâta eleganță și simplitate. Foarte frumos. Mi se pare incredibil. Ia, povestește tu cum l-ai descoperit. Eu în fiecare vineri dimineață. Așa. Bine, eu mă trezeam și înainte foarte devreme, pentru că asta era emisiunea. În fiecare dimineață, pe la ora 4:10, mă trezesc, îmi fac cafea, mă duc pe balcon, nu contează câte grade sunt afară, și vreme de o jumătate de oră, pentru că ziua de vineri e ziua bonus pentru oamenii de radio, se lansează piesele noi, da? Da. E New Music Friday. Și deschid platformele de streaming să văd cum apare. Și am ascultat Rihanna. A fost momentul în care Rihanna a lansat acest single. Băi, ți se oprește. Știi chestia aia? Să asculti muzică în căști, e o experiență personală. O simți într-un fel, e alta vibrația. Am zis, nu, n-ai cum. Așa ceva e teribil de frumos. Da. Și are și un mesaj foarte frumos. Piesa i-a justificat apariția acestei piese dincolo de faptul că a fost inclusă în Wakanda Forever, tributul adus lui Chadwick Boseman. Știi ce a spus? Că e o îmbrățișare oferită celor pe care i-am pierdut. Mi s-a părut foarte frumos. Foarte sensibil frumos. Așa. Mi-a plăcut cum ai pozitiv. Hai că am și eu vești bune. Mă bucur în sfârșit. Da, da, ceva mai bune cum ar fi. Așa. Le ascultăm? Vii cu ele acum, da? Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Vestea momentului este că reluăm relațiile diplomatice cu Austria. Dar ambasadorul României la Viena, domnul Emil Hurezeanu, va fi retrimis la post după o convorbire între președinții celor două state, lucru care creează un climat de deschidere, cum s-a exprimat partea română, și anume că există semne că ne vom înțelege și vom colabora. Nu și... n-am înțeles până acum. Da, până s-au stabilit noile reguli. Până acum, da, nu e... până acum nu ne-a înțeles, e clar. Da. Și zice, dacă vreți vă citez din ăsta cu limbaj de lemn, așa, da, președintele Klaus Iohannis a evidențiat... interesul direct și prioritar al țării noastre ca poziția actuală a Austriei să fie schimbată cât mai curând posibil. De asemenea, președintele a exprimat deschiderea autorităților române de a lucra împreună și, în urma discuției avută cu președintele von Bellen, atunci a hotărât să-l trimită pe domnul ambasador Hurezeanu înapoi să lucrăm. Bun, și acum, dincolo de lemnoșeniile astea, să vedem în ce situație suntem. Ați văzut că s-au mai calmat lucrurile după ce a trecut valul de ură, amenințări și verificări ale... S-a reactivat odată cu taxa de solidaritate când i-au spus nu. Da. Dar acum... va fi foarte interesant. Cum să nu? Va fi foarte interesant să vedem dacă OMV plătește sau nu taxa de solidaritate. La... Ieri, alaltă, ieri domnul Câciu spunea, vă asigur eu... Da. 1000 de ani o să vă judecați când primiți asigurări de la statul român că ești cetățean, că ești companie, știi că urmează să te judești. Deci, nu știu dacă va fi plătită. OMV va juca toate cărțile. Ce știu este însă că după momentul respectiv OMV a intrat într-un acord de exploatare a gazelor cu România pe metrul Mării Negre dezavantajos pentru această companie, da? Și, doi la mână, știu că după presiunile cancelarului Nehammer și după tot scandalul care a fost acolo, noile date de imigrație ilegală în Austria, sau de imigrație, arată că fluxul acela pe care îl invoca Nehammer a scăzut la jumătate. Deci, după ce a prezentat date care arătau cu 123.000 de intrări și așa mai departe, luna ianuarie aduce, sau din decembrie până în ianuarie, acum au venit 50.000 de oameni. În ce să constea scăderea asta? Se pare că este ca urmare a faptului că Serbia a reintrodus vize pentru state din Orientul Apropiat. Serbia era o rută pe zona respectivă și cred că nu mai era nevoie nici de cifre atât de mari în chestiunea asta. De altfel, cancelarul Nehammer se va duce luni, dacă nu mă înșel,
se va duce în Bulgaria la punctul de graniță al care a fost cu cele mai mari probleme între Bulgaria și Turcia, ca să vadă ce e de făcut acolo. Știți că Nehammer a venit cu ideea asta să facem un gard în zona respectivă. Mai sunt niște explicații pentru care am putea să vedem de ce numărul de imigranți a scăzut. În primul rând că presiunea Greciei asupra propriilor tabere de refugiați să se fi încheiat. În ce sens? În sensul că și Grecia vrea să scape de necaz și poate mai da drumul la unii mai în sus, așa. Evident că Turcia are întotdeauna o contribuție la treaba asta, că atunci când vrea să mai strice apele pe undeva, dă drumul la un val de imigranți. Și doi la mână, e și iarnă și e un pic mai greu de circulat când vii să sar frontiere. Nu că ar fi fost cine știe ce zăpadă, dar temperaturile sunt mai joase, oricum e mai greu de venit. Și astea sunt datele, da? Deci numărul de imigranți a scăzut, partea austriacă e mai calmă, adică noi ne gândim că austriecii au fost nemulțumiți de noi pentru că imigranții, acei da. 40.000 și, pun și asta, pun ambele teme pe masă, că da. În realitate nu o să știm decât peste 10, 15, 20 de ani ce l-a făcut pe Nehammer să facă treaba asta. Adică sunt două ipoteze. Ori era supărat de OMV, sunt trei ipoteze. Ori era chestiunea cu imigranții, ori era chestiunea cu ce mai are de câștigat Rusia prin zonă și atunci trebuie să le iei pe toate în calcul sau pot să fi fost toate trei. Acum Austria e mai calmă, dă de înțeles că există și un comisar european din partea Austriei care a zis, Doamne, avem deschidere să facem, să dregem. Suedia a venit cu această chestiune că noi ne luptăm să repunem dosarul pe agendă, trebuie să mai verificăm care e poziția Olandei și dacă întrebați astăzi, sigur că există un moment de respirație în care dacă se pun de acord acești trei actori, Austria, Suedia și Olanda, am putea să revedem dosarul Schengen mai devreme decât ne așteptam. Încă trebuie să vă mărturisesc că după această perioadă lungă și complicată, nu-mi dau seama care a fost buba cea mai mare dintre toate astea și nu sunt atât de optimist pe cât sunt cetățenii aceștia. Vă atrag însă atenția că dacă nu o rezolvăm în 2023, în 2024 nu o mai rezolvăm pentru că este an electoral în Spania. Și, de 2023, de fapt, da, în Spania, final, în, da. Și în Spania, și în România vine 2024, dar o să ai an electoral și pe plan european. Deci sunt mai multe posibilități să se arunce lucrurile în aer. În Spania, zicem de ce în Spania, pentru că Spania preia președinția Comisiei Europene și atunci toată lumea se ferește de temele delicate. În fine, deci dacă nu rezolvăm în următoarele 10 luni, mai vedem 2020. Ai primit un mesaj pentru Cătălin Striblea și una dintre edițiile România în direct. E o crimă împotriva naturii ce văd eu în fotografie. Cineva a trimis fotografia. Se întâmplă în Vrancea, lângă Ojdula. Așa, în ce e acolo? Nu. Ce? Da? Trimite-mi și mie, dacă se poate. Da. Eu nu înțeleg oamenii când taie lemn. Ah. Dar nu pot să vorbesc la radio despre asta, da, că mă înfurie și nu mai controlez. O să facem din nou emisiune, wow, despre lemn. Ce să facem? Păi, dacă trebuie, trebuie. Uh-huh. Cred că trebuie la ce văd eu aici. Bine, o să facem. Ok, Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați Rațiunea Zilei de la început, în scurt timp o să fie disponibilă pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM. I love the music. Pentru orice motiv ne asculți, love the mornings. Suntem pe aceeași frecvență cu tine. Suntem Europa FM.